Salut, prieteni, și bine ați venit la un nou draft. Să fie astăzi oare ziua marelui 194? Ar fi cazul, frate, pentru că a trecut prea mult timp și n-am făcut echipa. Cu toți jucătorii noi, Euroș, Copa America, pare că suntem la un pas distanță și încercăm să facem drafturi până ne iese. Dacă vrei să cumperi coins la FC24 pentru a lua cei mai buni jucători din Ultimate Team, intră pe U7Buy și folosește codul TEO pentru 6% reducere. Pe site găsiți tot ce ține de FC24 la cele mai bune prețuri, iar linkul este în descriere. Hai cu draftul nostru, mă, și hai cu like-ul ăla acolo să facem și noi cât mai multe. Vă mulțumesc pentru susținerea din ultima vreme. E nebunie aici pe canal. A venit vara și a venit cum trebuie. Iar noi primim 4-3-2-1 sau 4-4-2. Hai cu 4-3-2-1. Mulți oameni în centru și CM și ST, center forwards, care pot să ajute echipa. Am putea lua pe Robert Lewandowski. Hai să facem așa. Nu ne-a dat cel mai tare capitan, putea veni varianta lui toți măcar. Iar la mijloc o să-l alegem și pe Pellegrini. Mai erau niște iconi, dar pornim așa. Vreau niște carduri mai mari de atât. Nu merge și cu Pușcaș 92, suntem prea jos. Mateus, nu era Mateus cu catalist. Mijlocul pare că va avea 93+. Cine al treilea? Se strică puțin cu Rodri. Ice, mamă frate. Niciun card chiar de top în start aici, Dybala. Da, măcar de la Roma cum e Pellegrini, dar foarte ciudată echipă. Eu mă așteptam să văd altceva. Și niciun Path to Glory în atac. Și nici la mijloc. Uite-l pe Frimpong. Ok, ăsta e zeu acolo. Right back de 97. Și aici o mai dă și pe bronz 92. Dar sigur e Frimpong. Nici nu se pune problema. Și stânga, sper să dea Grimaldo. Sau Cancelo, ok. Cancelo ia cu Lewandowski. Are 95, până la urmă e o alegere evidentă. Apărarea pare că va fi super tare. În cap e. Haide și aici un al treilea jucător de top. Hanco și Campbell. Ok, Hanco are full? Nu are. Două puncte. Adversarul nostru de la European. În centru acolo. Ruben Neves. 92. Oricum, mijlocul e ok. În poartă Oblak. Bomba, aveam nevoie de ele și Cobble, dar nu poți să nu alegi Oblak. Oblak are full. Portar 96, Frimpong 97, Hagi. Mamă, se iau pe Messi. Cred că îl luăm. Până la urmă, dacă nu luăm, deja avem un card sub 90 care s-ar putea să fie pe bancă. Cruyff are doar 93, dar e nevoie de el. Și pe bancă vom avea 3 carduri 90+. În echipă Hincapie scade, rest toți au 90+. Vreo 2 de 97 dacă mai vin și am făcut echipa. Loco și cu Thiago Santos. Ok, fundaș central. Hai mă că se poate. Ruben Dias este, mă, 95. Team of the year Dias. Total altceva. Și Ruben Neves trece pe bancă. Avem 94 în momentul de față. Și prin apărare ne-am ridicat, că aici avem cardurile cu adevărat mari. Pellegrini, din păcate, nu are chem ca lumea. Cu Neves, are 2 puncte Neves. Se păstrează echipa cu chem. Frimpong și Neves nu au full. Deci ne trebuie la mijloc ceva ca lumea. Van Basten, cu ăsta se duce în jos. Și e ST. Van Basten, dacă se pune în loc de Leva, ducem full. Rupem cu olandezii. Și Pellegrini, dacă intră, ne mai ridică. Nu e clar. Trebuie un CM tare. Fără Leva, tot 93. Deci ori ne dă un mijlocaș central adevărat, ori asta a fost. E 126. Bergkamp, 93. E cumva peste Van Basten. Dar nu cred că e relevant. Poate că într-adevăr avem un 97 și un 96, ne mai lipsește încă unul. De-l dă acolo în ultimul player pick. Ar fi epic. Banca e bună și cu Messi. Am ales bine pentru că avem 90+. Dar aici trebuie să fie o bestie sau aia a fost. Mama, Aitana! Nu facem cu Aitana? Ia să vedem. Aitana, dacă trece acolo, are full. Și n-avem 94. Nu există așa ceva. Refuz să cred. Dar nici n-avem ce să mai băgăm. Păcat. N-ai cum să nu faci. Deci eu refuz să cred. Din primul n-am făcut asta eu. Să luăm pe Luis Enrique. În 126, extrem de solid. Nu avea cum să ajungă la 92. Și din nou, poate ar fi trebuit să mai avem un atac ceva peste, pentru că la mijloc avem cardurile de care aveam nevoie.
Da, poate banca nu e destul de bună, că sunt toți pe la 92. Cred că aici a fost. Hai, hai, mergem înainte, costă 26-le primul draft. A doua cercare. Ăsta e draftul nostru, haide. 4-1-2-1-2-3-4-3 flat 3-5-2. Hai în ăsta. Tot în centru din nou, acum 2 ST și un cam. Și prim jucător, Gino, e pus pe CM. Mamă, și Benzema pe cam. Ne omoară. Diani pe banc. Hai cu Diani, facem așa. Doamne ajută. Goldul pe bancă. Leo e ST. Ok, 95, forță. Hai, Cristiano Ronaldo, Leo sau din astea. Mamă, pop 95 și ea. Și ne mai trebuie un cam mare de tot. Și din păcate nu primim ceva spectaculos. Sanchez are mai mult chem ca Awar. Și o să facem așa. Vârful slab acolo, Muriel. Dar băgăm Leo. E ok pentru că avem atacul destul de sus din start. João Felix, tot Ice. Mamă, urăsc cardurile Ice, n-am nicio treabă în momentul de față. Oh, Patri și Verman. Patri e toți plus. Aproape sigur va avea chem. Și are și un card extraordinar. Iar acolo este Frenkie de Jong, Path to Glory, care e și el de la Barcelona. Și uite ce bine se încadrează. Un mijloc formidabil. Ne lipsește mijlocașul defensiv. Sau poate băgăm alt CM. La fel camul ar lipsi de aici. Deja suntem destul de bine cu 3 carduri de 95. Wow, Upamecano, Hincapie. A primit card 94, Copa America. Și este și left back. Upamecano n-are pic de chem. Tobi ar avea mai mult chem, dar cred că singura soluție este cu jucătorul de la Lever. Se potrivește fenomenal cu oricare între Grimaldo, Frimpong și alții care pot veni. Și Harry Maguire, talismanul norocos. El trebuie să fie, sigur ne dă acum. Bronz, rupe, tot de la Barça. Și stânga Grimaldo, toți. Haide, nu e. Robinson. Mamă, Robinson e din alt film. Deci trebuie să prindem doi fundași și în poartă ne-a dat-o pe Irps, care merge cu Maguire. O alegem și pe ea, avem 92. Da, trebuie să îndepărtăm o grămadă de carduri. Banca trebuie să fie ofertantă. De Binia, toți plus, uite. Acolo ne lipsea. Deci trio complet în atac, 95. Dar nu avem chem nici la pop. Saliba 96, ce rupere. Cu Saliba e minus, dar deja stăm foarte bine. 94 direct. Rating 94 am mai făcut. Dar chemul facem, că avem jucători de peste tot. Păstrăm Barcelona, Roberto Carlos sau Abilia. Acum e acum. Abilia la mijloc, am scăpat de cartul de 81 și mai avem doi fundași care pot veni. E și cam 94, haide, așa facem. De Jong mai jos. Bun, și acolo Abili. Din start mijlocul ăsta e altceva. E bine, uitați aici echipă. Ia uite câte carduri 94 sau 95 sunt. Însă banca, dacă nu e bună full și le dă și jucătorii potriviți, ne-am ras. Mamă, cap de vila. Echipa mea trebuie, bă. Cap de vila, fix unde ne trebuia. Om 96. Aur curat. Dar avem 22 de puncte. Portar și în atac atacanții n-au. Oh, e jale. Oh, Henry, incredibil. Henry plus 7. Băi, ești nebun. Doamne, cum arată echipa asta. Leo are un punct. Portar. Dacă ar veni un portar bun pentru Leo, Courtois, Alisson. Și se păstrează. Alisson, cred că poate contribui la Debinia și scăpăm de Brazilia și mai vedem la Leo ce facem, putem să-l băgăm pe Felix și cred că am stat bine. Hai să alegem Alisson Becker. E în full, are două puncte. Ok, deci Alisson are două puncte, ne trebuie antrenor de Premier League. Dacă intră Dionisus, are chem și avem tot 94. Deci am stat într-un antrenor de Premier League în momentul de față. Ar fi trist să nu-l primim. Depinde și ce jucători mai vin. Mateus și Nedved. Ok, 90 au ambii, deci o să luăm Mateus. Mateus ne duce în full chem, mai avem 94, avem. Wow, asta e, mă, sfârșit. Wow, draftul meu de 127. S-a întâmplat minune. Dar ne-a dat la carduri de data asta, ne-a omenit rău de tot. Mai avem doi jucători. Bine, Adams, Beasley. Este, mă, minune. Adams în echipă, ultimul jucător. E tot bombă, e Maldini. Este, mă, am făcut echipa.
Paolo Maldini e ultimul. Și dacă îl punem acolo, oare noi putem să avem și peste? Nu cred. Nu cred că avem 95, n-avem cum. Și avem cu Irps Full Cam, care are 94, ar fi poate peste Alisson, cine știe. Ideea e că Shabili este cu rating bun, dar am fi prea defensivi așa. Deci clar are și Mateus, că n-ar mai avea loc la ce avem pe aici. Și ar intra Rafael Leao cu Abili la mijloc, Leao de Binia pe Cam, Leao cu Henry, wow. Poate putem să ținem pe Leao titular. Antrenorul nu e din Serie A, aici n-am avut șansă. Da, luăm pe Garcia. Asta e, mă, 194. Mi-am bătut în sfârșit recordul personal. Trebuia, nu acceptam să nu. Era greu, haide, trebuia să fac și o echipă. Și următorul țel este echipa de 95. Și la ce se întâmplă pe Ultimate Team? De data asta, spre exemplu, nu eram departe. O, dar avem pe Adams ăsta. O, e right back. Ia vezi. Opa, are full right back Adams. Mamă, acum am văzut. Și mai am un lucru de făcut, dar era să uit. M-am întâlnit cu un băiat la o petrecere zilele trecute și el m-a motivat să fac echipa asta de 194. Mi-a arătat că el a făcut calea, a zis să mă menționezi. Darius Drăghici, te pup, frate, mersi frumos. În sfârșit, mă, după atâtea drafturi, am făcut și eu echipa. Mai multe carduri toți aici, pele 97. Păi cu apărarea noastră, care e full Copa America și Euro, numai pe tu gloriz. Ce să facă ăsta cu pele? Mamă, Mbappé. Becker, driblat Alisson Becker, am luat primul gol. E nasol, să intre Leao. Stai, mă, cu minte cu Mbappé, că a trecut și el odată, iau-te pasta directă la Henry, a mutat portarul și este egalitate. Direct reduce spre atacanți, la ce pasatori avem la mijloc acolo, Patri, De Jong. Este haos. Bine, rău. Leao s-a dus. Și Henry în față, direct pe jos spre Thierry Henry și poate dă din unghi golul de 2-1, bară, vine Abili, Abili, scoate Alisson. Hai Henry, am avut cea mai mare încredere în Henry, n-a șutat rău. O, recuperează Henry, foarte bine aici, Leao, aaa, de ieșea schema, era în offside, nici nu mai conta. Opa, Leao recuperând, braziliana. Leao trece și de portar la semințe. I-am driblat pe toți. De Binia. Bună. Henry. Mamă, Thierry a tras în portar. Stai că suntem tot în față. De Binia. Henry din nou. Iarăși apăr Alisson. Îl scoate Alisson, dar cât să-l mai scoate. Ne-am intrat în drepturi bine de tot. De Jong recuperează absolut tot. O mașinărie acolo. Abili cu timing pe verde. Trei goluri date. Am încasat noi primul gol la întâmplare. De aici e meciul nostru. Bine, cap de vil. Abili. Ce trecere, Abili. Trece și de portar, Abili, dar evită golul de 4-1 într-una. Scoate el mingile de pe linia porții. De Jong, bună centrare. Cine în spate? Patri. Hai mă, Patri. Uluitor, e 3-2. Puteam face 4-1 de atâtea ori. S-a salvat de fiecare dată și se menține aproape. Haide. Bară iar. Haide mă, foarte că Saliba. Până la urmă e o forță a naturii și dă gol orice ar fi. Dar golul 4 a fost cel mai muncit gol vreodată. Bună fază cu Henry. Ținem de minge la fix cât să ajungă De Binia. Singură cu portarul. 5-2. Ăsta da șut. De Binia după ce aleargă 10 de metri. Are acolo siguranță totală și înscrie. Câștigăm acest meci fără drept de apel. Avem o echipă galactică. Meciul 2. Ederson. Vidic 96. Are noul Beasley. Cruyff ăla care mă sperie de fiecare dată când îl văd. Dar acum avem cu cine să-l ținem. De Jong, Saliba, Hincapie. N-ar trebui să fie probleme. Hulit, bine mă, portarul nostru. E de gol de Alisson, dar își face treaba acolo. Și o prinde oare? Da, excelent. Leao! Hai mă, Leao, ai uitat mingea. Doamne. Acum Henry. Henry, sigur, e gol mă. Time finishing-ul este extrem de important. Recuperăm repede. Asta a fost cheia, l-am destabilizat după aceea. Și am avut și noroc pentru că a lovit bara
Am avut șansă la ceva faze mai devreme. Bine, Leo. Henry. Wow, ce frumos aici. Centrarea vine. Rafael Leo a ratat și de acolo. Nu există să nu dăm 2-0. Bine. Abili. Gol, mă, în sfârșit. A venit Abili și dă golul de 2-0. Ederson s-a transformat de când am marcat. A ținut el să scoată absolut tot. Rud, mamă, ce ușor a marcat. Am împins-o direct în poartă. Bine, e cel de 94. Nu mi-am dat seama până acum, dar hulită ăla dintre cardurile mari de tot. De bine, ia. Leo, nu pe mă poarta, mă. E gol 3-1 cu Henry în minutul 90. Câștigăm acest meci. Ambele mi s-au părut cu adversari destul de buni. Și cumva din pricina apărării bune am reușit să ne impunem. Ia uite. Opa. Terry, haide mă. Dar am ratat foarte mult. Trebuie să ne calibrăm tirul. Mai avem un corner și mergem spre meciul 3. Cornerul care nu cred că va conta. E De Jong care încearcă execuția meciului. Aproape că ieșea, doamne, ești nebun. Cum sunt jucătorii ăștia. Încă un meci. Casillas acolo. 5 fundași de ranj. Mai e și Van Dijk team of the year. Atacul pare cam standard așa, dar o echipă cu 5 fundași poate fi foarte enervantă uneori. Oh, bun asta. Mamă, n-am scăpat de gol ăsta. Centrare bună la Fulcrum Fotbal. Bun asta. Leo, ce schimbare de direcție. Leo toți. Între jucătorii cu care e foarte frumos de jucată fiecare an. Mereu ia team of the season acolo la AC Milan. Willy. William, chiesc-o se sa, William. Haos cu el. Wow, l-a luat pe sus pe Henry. Nici nu s-a dat fault. Rebinia. Leo. Iese portarul și Leo îi execută. Dublă. Mamă, cum a trimis-o acolo frumos plasat. Asta da. Oh, cap de vilă. Păi ceva lua Aran ăsta. Mamă, e gol. Gol la 2. Ce poți să faci cu alu Aran gol azi? El are și forță, viteză. În care mega viteză, nu știu cum face. Băi, cum trece, care doar 3 oameni în atac. Fulcrum. E gol. Băi, nu ne putem apăra și are 3 oameni. Și sunt Fulcrum, alu Aran, nici măcar bestii. Bine, Leo. Și-a recuperat-o. Senzațional la lume care am băgat. Leo cu capul. Thierry Henry! Doamne, la ce nivel suntem? 3-3 în 18 minute. Se marchează la fiecare fază de atac. Bine! Mamă! Ce gol! Hat-trick Leo! Step over peste step over. Și ne-am dus așa, din aproape în aproape, spre poartă. A dat 3 Leo. Dovedește că e atacantul pe care ne putem baza. Kaka. Rapid rău, Kaka. Lob bun aici, 4-4. Au așa o viteză că nu ne putem ține după ei. Ne-am luat o grămadă de goluri așa. Hai, Abili. Trece Abili, dar au început să apere portarii. Leo, Henry. E bună. Rafael Leo. Rafael Leo, încă un gol, 5-4. Poker pentru portughez. Nu ne lasă la ananghie și marchează câte sunt necesare pentru a trece mai departe. O, bună asta. Henry, Henry, aia e, 6-4, în sfârșit niște spații între acei fundași care aglomerează tot timpul. Bun, mă, Henry, hai Henry, excelent, 7-4, Henry dă 2 și ne desprindem bine de tot. Bine, haide, să dea și Henry încă una. Bun, mă, 8-4. Gol după gol în repriza a doua. Hai, Leo. Șutul lui Leo! Dă manita singur! Mamă, mamă, power shot aici. Nu mi-am dat seama că știi atât de bine din power shot. Cum am dat noi 5 goluri unul după altul? 9-4, de unde era un meci foarte echilibrat.
Henry mai dă o pasă la Abili. 10 goluri am dat. Ce demonstrație de forță. Uită-l pe Henry. Mamă, a trecut de toată lumea. Au dispărut de pe teren. La un anumit scor, parcă le-a căzut cerul în cap adversarilor. Finala, după ce am defilat aici, în acest draft, am marcat o sumedenie de goluri. E Messi toți. O apărare full Icon și cu portar Icon, dintre cei Path to Glory. Leo vine bine acolo. Dion cu pasa. Asta trebuie să fie de bine. Golul braziliecei. 1-0. Wow, Jude, cum ai trecut printre toți, Jude? 89, nici măcar nu e vreun card mare al lui. Abili. Bine. Abili este, mă, 2-1. Foarte bun, voleul apare perfect acolo, exact unde era nevoie de încă cineva. Offside. Este sigur. E gol? Da, mă. Părea offside la Messi. Ce bine a dat pasa aia. 2-2. E bună centrarea. Haide, mă. Încă nu-i gat. Hai, Abili. E bine. Leo trage. Ari. Trebuie să tragă cineva la poartă. Doamne, n-am reușit să dăm pe poartă. De bine, mă, 3-2. Doamne, ce control. Este un atac fulminant ăsta pe care avem de bine, Leo și Ari. Mamă. Alisson, trebuia să scoți. Cum ne-a dat Jude 89-2? Asta e marea întrebare. N-a marcat Messi și totuși a marcat Jude. Leo, te rog, gol, mă, șut pe jos, Leo, doamne. 4-3. Draftul perfect a fost ăsta. Like acolo, mă, pentru nebunia asta. Fluier final, 4 victorii. Am jucat impecabil. Am avut o echipă perfectă. Se poate oare mai bine de atât? La 90 rating nici nu vreau să mă gândesc cum merge echipa. 4-3. Acești jucători știau să joace bine. I-am surclasat prin echipa pe care am avut-o, altfel ar fi fost meciuri foarte grele. Și primul care? Prime Gold, Premium Gold Player Spec. Și încă un pachet bun. Deci avem două pachete interesante. Mega Pack. Dacă ne dădea și Path to Glory la premii, dar nu cred. Ce să mai faci mai mult de atât? Gerard Moreno. Ok, jucătorii ăștia nu sunt relevanți. Poate mai aveam vreun campstyle, mai bine ne uitam până la final. Asta e multe, multe iteme. Aici sunt doar jucători. Dar nu contează așa mult premiul la draft. Uneori ai mare noroc, dar de multe ori vin jucători de genul acesta. Echipa asta a fost formidabilă în sfârșit. Am reușit să ating și eu draftul pe care îl voiam acolo. Sper că v-a plăcut acest video cam atât de data asta. Pa, pa!